Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Un incendiu violent s-a produs în această dimineață pe strada Comisia Centrală din Focșani. Două locuințe, două anexe și o parte dintr-un atelier de confecții au fost afectate. Pentru stingerea incendiului intervenind 6 autospeciale cu apă și spumă. La locul incendiului a ajuns și primarul Focșaniului, Cristi Misăilă, viceprimarul Ionuț Mersoiu, dar și echipe de la Distrigați, Poliție, Jandarmerie și Electrică. Circulația autovehiculelor pe strada Comisia Centrală din Focșani a fost întreruptă în această dimineață din cauza unui incendiu puternic care a afectat două locuințe și două anexe, dar și o parte dintr-un atelier de croitorie. Cauza probabilă a incendiului ar fi un coș de fum defect, fiind afectați aproximativ 300 de metri pătrați de acoperiș. Din cauza vântului puternic, dar și a unor materiale inflamabile, flăcările s-au extins rapid, iar la fața locului au acționat pentru stingerea incendiului 6 autospeciale cu apă și spumă. Două persoane au fost transportate la spital după ce au suferit atacuri de panică. Din cauza fumului înnecăcios, pompierii au fost nevoiți să pătrundă în gospodării cu măști de oxigen. La fața locului au ajuns echipe de la Electrica, Jandarmi, Poliție, Smurd și Distrigaz. Autoritățile au luat decizia de a opri furnizarea energiei electrice și a gazelor în zonă pentru a nu se produce o explozie. La sosirea pompierilor la locul intervenției, incendiul se manifesta la 4 gospodării pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Au intervenit 6 echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Focșani și gradual a fost sporită capacitatea de intervenție și a fost suplimentată cu o autospecială din cadrul stației de pompieri Vidra. La momentul actual, incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare, urmând să fie stabilită cauza probabilă a incendiului după finalizarea acțiunilor de intervenție. Au fost și niște probleme cu hidranții. Inițial nu se cunoștea amplasarea hidranților. Reprezentantul primăriei fiind aici la fața locului, ne-a indicat locul unde sunt hidranții și s-a reușit alimentarea autospecialelor de la 2 hidranți aflați în imediata apropiere a locului incendiului. Au fost și 2 victime? Din câte știu, nu au fost niciun fel de victime. Deci proprietarii au fost duși la spital? Doar cu atac de panică, nu au fost răniți în urma producerii incendiului. La fața locului au venit pentru a vedea urmările incendiului primarul municipiului Focșani, Cristi Misăilă, și viceprimarul Ionuț Mersoiu. În zilele următoare, pompierii urmează să stabilească și cauza de la care a izbucnit incendiul. A doua ediție evenimentului Temei și Dăruire în cultura românească a încheiat ieri seria activităților organizate cu ocazia Zilelor Culturii Naționale. Spectacolul cultural a avut loc aseară la Ateneul Popular din Focșani. Evenimentul a fost realizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în colaborare cu Liceul de Artă Gheorghe Datărescu, Asociația Colavini Art, Fundația Simion Mehedin Simiorița din Soveja și Asociația Părinți pentru Ora de Religie Vrancea. Temei și Dăruire în cultură românească a fost un dar pentru iubitorii de muzică și poezie de calitate. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Țara mea de glorie, țara mea de dor! Brațele nervoase, arme de tărie! La trecutul-ți mare, mare viitor! Fiarbă vinul în cupe, spumege bocalul! Dacă fiți mândri, astea le nutresc! Căci rămâne stânca, deși moare cuvarul! Dulce Românie, asta ți-o doresc! O oră să fi fost amici, să ne iubim cu dor, să asculte glasul gurii mici, o oră și să mor. Trecută oare, ca nu urmici pe șesuri, și niciodată nu se vină iară. Căci nu mă încântă azi cum încântarea poveștii doine, ghicitori eresuri ce fruntea-mi de copil în seminară, abia înțelese, pline de înțelesuri. Teore!
teoretic, când ieșim pe ușa acestei sări, ar trebui să știm răspunsul la această, la acest titlu, care este temeiul și care este șansa de dăinuire a culturii românești. Noi credem că spiritualitatea profund românească, aceea a noastră, din adâncul sufletului nostru, iar domnul profesor Macarie și cu ca un arc peste timp, cei mici și cei mai luminați dintre noi, zicem noi că au demonstrat acest lucru în această seară. Într-adevăr, spiritualitatea creștină, profund românească, este și temeiul, dar și șansa de dăinuire a culturii românești. Spectacolul care a încheiat activitățile dedicate Zilei Culturii Naționale la Focșani va fi difuzat integral pe postul de televiziune Atlas TV în această seară de la ora 21. Centrul Cultural Vrancea a organizat un program dedicat zilei de naștere a poetului național Mihai Eminescu. În cadrul evenimentului au fost expuse lucrări ale elevilor de la clasa de pictură a profesorului Liviu Nedelcu. În cadrul evenimentului și-au expus lucrările în galeria Centrului Cultural Vrancea elevii clasei de pictură a profesorului Liviu Nedelcu, directorul Centrului Cultural Vrancea. Sărbătorim și noi Centrul Cultural alături de români Ziua Culturii Naționale, Ziua Poetului Mihai Eminescu. Și în acest an, angajații ai Centrului Cultural Vrancea, mai precis spus meșteri populari, angajații ai Școlii Populare de Artă din Focșani, au participat la demonstrații și workshop-uri la Direcția pentru Cultură Vrancea, iar noi, împreună cu elevii de la clasa de pictură și cu Alina Terțiu, angajata noastră de la secția de cercetare a creației populare, manifestăm și noi bucuria față de acest eveniment. Sunt prezenți pe simeză elevei, cum spuneam, elevei ai clasei de pictură, sunt lucrări deosebit de interesante, lucrări sensibile, lucrări care pot să evidențieze în mare măsură evenimentul pe care astăzi îl sărbătorim. Poetul Nepereche, cum l-a numit George Călinescu, este în literatura română un mare refer de valoare, ce se află în cuprinsul artei universale alături de Dante. Pe lângă poezie, el a mai scris și proză, dar aceasta a stat mai mult în umbra operelor literare în versuri. Prin contribuția lui Mihai Eminescu, poezia literară face trecerea spre Iaghezii și Blaga, dar în același timp descoperă căile de acces spre literatura universală. Mihai Eminescu și-a petrecut copilăria la Ipotești, în Botoșani, acolo unde cunoaște frumusețile naturii, pe care le va mărturisi mai târziu în poezia Fiind băieți păduri cu trei era. Urmează școala primară la Cernăuți, acolo îl cunoaște pe profesorul Arun Pumnul, care îi trezește interesul pentru literatură. Primele încercări de poezie ale lui Mihai Eminescu datează din ianuarie 1866, când a debutat cu poezia La mormântul lui Arun Pumnul, închinată memoriei profesorului său. La 19 ani a plecat la Viena să studieze. Acolo audiază cursul de limbi romanice, medicină, mitologie, politică, economie. Revine în țară în 1872 și cu ajutorul lui Titu Maiorescu și al Junimii obține o bursă de studii la Berlin. Din 1877 se stabilește la București ca redactor al ziarului Timpul. Acești ani au reprezentat o perioadă grea din bibliografia poetului de muncă obositoare. Astfel, din 1883 apar și primele semne ale bolii. Despre biografia și opera poetului național a vorbit Alina Târțiu, documentarist la Centrul Cultural Vrancea. Orchestra de cameră Unirea va susține luni, 23 ianuarie, un concert festiv dedicat Zilei Unirii Principatelor Române. Horia Maxim, profesor de pian la Universitatea Națională din București, este invitatul special al acestui eveniment. Stagiunea de concerte 2017-2018 a Orchestrei de Cameră Unirea din Focșani va debuta luni, 23 ianuarie 2017, cu un concert dedicat Unirii Principatelor Române. Ca de fiecare dată, există și un invitat special în persoana pianistului Horia Maxim. În acest an, concertul orchestrei va avea ca invitat
pe pianistul Horia Maxim, un solist instrumentist, profesor și la Academia de Muzică George Enescu din București, și oarecum legat de municipiul nostru Focșani, pentru că în tinerețe el a studiat pianul cu cunoscuta noastră profesoară Noelia Pisecaru, care a pregătit o serie întreagă de instrumentiști care astăzi sunt în diverse instituții muzicale ale țării. Programul concertului se va deschide cu lucrarea lui Tiberi Olah, Mihai Viteazu, tablouri simfonice. E vorba de muzica de film din filmul cu același nume al lui Sergiu Nicolescu, Mihai Viteazul. Apoi partea întâia se va încheia cu concertul pentru pian numărul 11 de Wolfgang Amadeus Mozart. Partea a doua a concertului va debuta cu Huțul, ca joc popular de Paul Constantinescu, și se va încheia cu o bijuterie romantică a compozitorului german Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numărul 4 în la major, opus 90, italiană. Biletele pentru acest concert le găsiți la Casa de Bilete a Ateneului Popular din Focșani. Biletele s-au pus deja în vânzare, 30 de lei preț întreg, 15 lei preț redus. Avem și abonamente, așa cum am mai spus în repetate rânduri, pentru partea a doua a stagiunii 2016-2017, respectiv ianuarie-iunie, 100 de lei pentru toate cele 5 concerte, 80 de lei pentru oricare 4 din ele sau 70 de lei pentru oricare 3 din ele. Suntem deja obișnuiți cu publicul care cumpără abonamente. Sperăm ca să fie în continuare mai mulți care doresc să-și asigure din timp prezența la sala Ateneului Pastia, pentru că și noi ne străduim să, cu fiecare concert să prezentăm publicului lucrări în prima audiție, lucrări inedite, lucrări de mare popularitate, astfel încât să bucurăm publicul focșanean cu aceste concerte ale Orchestrei de Cameră Unirea din Focșani. De miercuri până vineri, sala polivalentă din Focșani va găzdui un turneu amical de handbal organizat de clubul CSM 2007 Focșani. Alături de gruparea focșaneană, la turneu vor mai participa formațiile Știința Bacău și CSU Suceava. Astfel, de miercuri până vineri va avea loc un turneu organizat de CSM 2007 Focșani. La acest turneu și-au anunțat prezența pe lângă formația gazdă CSU Suceava și divizionarea secundă Știința Bacău. În fiecare zi a turneului va avea loc câte o partidă. Miercuri de la ora 18:30 se vor întâlni CSM 2007 Știința Bacău. Joi de la ora 18:30 se dispută întâlnirea CSM 2007 Focșani CSU Suceava. Ultimul joc al turneului are loc vineri de la ora 12 între Știința Bacău și CSU Suceava. În perioada 26-28 ianuarie, formația focșăneană își va testa forțele la Iași în cadrul unui turneu de pregătire ce va aduna la start 4 formații, printre care Politehnica Iași, CSM Suceava, CSM 2007 Focșani și HCM Sighișoara. La începutul lunii februarie, focșănenii vor juca primul meci oficial din acest an. La sala polivalentă din Focșani, CSM 2007 Focșani va întâlni pe CSM București, vicecampioana României. CSM 2007 a încheiat prima parte a campionatului din Liga Națională pe locul 11 cu 14 puncte acumulate. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi parțial acoperit. Vântul va sufla în general tare. Temperaturile minime se vor încadra între minus 7 și minus 5 grade Celsius, iar cele maxime între minus 4 și minus 2 grade. Datele despre vreme pune punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!